Bună dimineața! Bună, Ramona, ce faci? Bine, uite, chiar pe tine te căutam. Da? Da. Badea sunt. Lucrez în presă la Călăraș. Ați venit să ce? Nu înțeleg ce trebuie. Vă întreb, cum ați reușit să luați 2,8 și apoi la contestație să fiți admisă? Cum ați luat 2,8 și apoi la contestație ați reușit să promovați? A fost pe bune sau pe blat? Mă auziți? Nu știți, nu? Mă ruga cineva să vă întreb, că am înțeles că ați terminat două facultăți și un master. E corect? Așa mi-a zis soțul dumneavoastră. Dumneavoastră știți să scrieți? Aveți habar? Doamnă? Ce faci? Uite, mă joc. Vă salut! Sănătate! Ce faci, doamnă? Uite, vorbeam cu doamna Ramona. Da, foarte bine, foarte bine. Nu veniți puțin? Da, nu veniți bine. Gata, hai. Chiar nu vreți să vorbiți cu mine? Sunteți supărată pe mine sau ce? Auziți? Soțul mi-a spus că cei din comisie v-au tratat inițial nedrept și de-aia ați luat nota 2,8 la concurs. Și apoi comisia de reevaluare a lucrării, foarte competentă, v-a reevaluat totodată și nota. Ce ziceți? E păcat să nu vorbiți cu mine, că bănuiesc că nu sunteți supărată pe mine, nu? Eu l-am căutat și pe tatăl să vorbesc cu dumnealui, dar nu l-am găsit. N-aveți niciun motiv să fiți supărată pe mine, să știți. A fost vreun deal de ăsta între tată, soț și domn primar să vă angajeze aici? Domn primar, dumneavoastră este om de serios. Sigur, vă rog. Mă întreb. Da. Dom'le, ați luat 2,8 la concurs inițial. Da. Pe urmă, la reevaluare, ați trecut concursul. Da. Să-mi explice și mie cum a făcut asta. Păi nu dânsa a făcut. Comisia. Cum mi se pare inițial calificativul orice. Dânsa a făcut o contestație pentru că nu a fost de niciun de rezultat. Da, bă, asta nu putea să-mi spună ce. Da, de ce? Vă spun eu dacă veți merge în birou. Da, foarte bine, da. Nu. Cum vă explicați nota inițială? A fost greșeală comisiei de prima comisie. Nu? Și apoi comisia de reevaluare a fost ok și... Eu am înțeles că, de fapt, doamna nici nu știe să scrie. Scrie cu litere mari de tipar. Astea sunt baliverne. Vreți să vedem lucrarea? Lucrarea. Nu știu să mă interesez la domnul secretar, dar dacă poate să fie publică, nicio problemă. Nu, nu să fie publică, nu vreau să o, doar să o vedem efectiv noi doi. Să vedem dacă a scris cu litere mari de tipar. Și dacă n-a scris? Dacă n-a scris, îi dau o ciocolată. Da? Da. Bun, haideți. Haideți să vedem ce trebuie să facem. Nu știu. Domnul primar, e lucrarea mea? Nu filmez. Eu nu văd de ce sunteți supărată pe mine, că n-aveți niciun motiv să fiți supărată. Da. Nu spune probleme, domnul Șoară, da. Da, adică mie chiar simpatică, adică nu știu de ce. Nu, e poate e mai emotiv, poate nu. Nu are de ce, la câți bani are tasul să mai fi și emotiv. Păi e păcat de la Dumnezeu. Nu. Să spun altceva. Banii lui taicăsul e altceva, familia ei e altceva. Da. Ea vrea să-și face o carieră în administrația publică. Are o familie frumoasă, bravo ei. Familia are un soț și un copil. Da, părinți gospodari. Părinți gospodari, da. Asta e. Sunteți supărată pe mine? Eu asta am vrut să lămuresc. Cum ați luat 2,8 și cum vi s-a părut comisia? Că bănuiesc că a fost rea cu dumneavoastră, adică v-a tratat nedrept. Nu. V-a tratat urât. Are vreo legătură faptul că ați promovat concursul ăsta cu faptul că soțul dumneavoastră este locul 2 pe listele de consiliu local? Domnul meu, lăsați fata să vorbească. Nu mă duc de motivă. Lăsați-mă, eu sunt ok.
De regulă așa fac PSD-iștii când sunt prinși la furat. Tac.